Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Vom comenta thrillerul pentru GTA The Trilogy și o să vorbim un pic și despre o discuție pe care a menționat-o și Radal în clipul său. Faptul că arată mai bine GTA un modat decât de pe edi ediția definitivă. O să vorbim despre asta și despre cerințe de sistem dacă puteți sau nu să le rulați. Inclusiv eu că eu vreau să fac episoade sau live-uri cu... Acestea. Hai să dăm play. Frumos că e matur, că, da, totuși e GTA. Și începe mai și cu San andreas -ul. O diferență clară, vizibilă. Relieful, pământul, plantele arată mișto. Muntele ăsta e cam ciudat aici. Are shader-ul ăsta, zici că e din GTA 5, dar arată excepțional comparație cu jocul clasic. Începe aici thriller-ul chestia asta m-a scârbenițel cu mare, că uitați da, și voi cum a animat-o pe asta, înțeleg că e un personaj care apare într-o singură misiune, parcă și da? Tot e urâtă, la fel și tipul ăsta cum are salopeta, e ciudată, rău. Aici unde e unitatea de la calculator e o poză, de unitatea animată, creată. Și văd că tastatura e lipită de masă. Lăsând asta o parte. Și am avut impresia la un moment dat că boxa asta e o răzătoare. Clădirea în arată bine și chiar și cauciucurile, mașina e cam ciudat. Grafica trage mai mult spre ceva animație de Cartoon Network, anii 2010 încoace. Dacă nu sunteți de acord cu mine, să mă contraziți în comentarii, dar eu nu cam așa am lasă ăștia impresia. Aici arată bine, deci... Se vede extraordinar Liberty city mai ales cum îl știam noi, urât. Relieful, n-avem ce comenta. They mess with the biggest boy in town. La fel. Cum se vede cusătura așa pe cămașa lui Tommy Versetti arată bine. Deși la un moment dat se vedea un pic și ca un fel de păr pe mână, așa, ca o textură de păr pe mână. Dar ați văzut voi un pic acolo. Pare așa, orică e părul de pe ori orică sunt pori, e bine că au băgat chestiile astea. Dar în rest, majoritatea personajelor au textura pielei așa netedă și uniformă. Era o emisiune pe sport.ro duelul giganților sau titanilor și puneau să se bată gladiatori cu spartani, pirați cu mafioți sau tot felul de chestii. Și testau săbi, pistoale, ce aveau oia pe niște manechine din silicon sau cauciuc și cam așa păreau și alea la textură, ca aici. Boy, Vai city cum să spun. Toți palmierii ăștia arată bine și clădirile și tot. Eu cred că au făcut grafica mai animată să arate mai adesea animat pentru că practic astea sunt jocurile copilăriei tuturor. Poate de asta. Sau poate ca să aducă aminte de niște vremuri mai trecute. Na, că și jocurile astea sunt vintage. Cine știe? Unii vă că n-au fost nemulțumiți Dar în comparație cu like-urile E o nimica toată Adică e de 414.000 la 24.000 E o nimica toată dislike-urile alea Nici o zecime 5% sunt Asta cu Vineweed arată cam ciudat Și elicopterele astea Aici o diferență absolut imensă Aici o diferență uriașă Și știți ce ar fi culmea? Să fie altfel grafic ca să ne jucăm, gen mimurile alea, e 3 trailer și când cumperi jocul. Să sperăm că nu. Aici Las Ventura o arată genial, mai puțin mașinile, cum se reflectă lumina pe ele. Arată leit ca la unele moduri. Scena asta e de nota 10, uitați și voi aici cât de bine arată în partea asta. Rockstar mereu au știut să bage în jocuri, shader-e de astea pentru lumină, mai ales când e vorba de luminile orașului, noaptea sau soarele la apus și la răsărit, mereu arătat genial. Cum se pune ploaia pe mașină arată bine, deci de chestia asta vreau să-i felicit și aplaud, arată genial, dar să vedem și când ne juca. Plus că eu nu o să mă joc cu grafica la maxim, deci o să se vadă un pic mai urțel. Uite, aici se vede o diferență mare. Din nou, textura mișto pe cămașă, dau omul ăsta de aici, mustăciosul ăsta, am uitat cum îl cheamă, arată ca dintr-un desen animat de pe Cartoon Network. Și părul lui Tommy Versetti, zici că e de jucărie așa, că aveam și o jucării cu soldăței mai așa și aveau niște frizuri și exact la fel arata părul lor. Cupa? relieful din nou arată super bine. Zici că e din... Cred că e relieful din Red Dead Redemption la cât de bine arată. O să ajung să mă joc GTA San Andreas, să termin San Andreas de 3 ori într-un singur an, că l-am terminat clasicul în primăvară, am terminat bazuca în vreo 3, 2 săptămâni, 3 și acum o să joc și remaster-ul ăsta probabil, deci o să termin de 3 ori într-un an GTA San Andreas în puii mei. Vedem la control și cum o se simtă mașinile și recul arme cum va fi. Aia o să vedem doar la gameplay. Din nou, cum e ploaia, cum explodează acolo. E mișto. Salvatore Dali, mereu uit cum îl cheamă pe star. Uite, aici parcă arată mai bine textura la părul lui Claude, dar tot îmi aduce în ceva păr de pe cap, de pe pușă sau desen animat vechi. Vechi. E prin 2010, oh. face. Kill. De textura omului, adică nu știu cum să zic, cam ciudat arată și cum e. Acum eu, eu am și pretenții în să arate extrem de realistic, dar mi se pare așa ciudat că ne gândeam definitiv Edition că îl face să arate precum mai, chiar mai bine ca GTA 5 că e în Unreal 4 parcă și când vedem așa duce mai mult spre să animat. S-ar putea să fie de asta ca să ne aducă aminte copilării și de asta arată de animat. Sper, sper că de asta. Sau poate că rulează mai bine fiind grafica animată decât grafica realistică. You ever seen a movie? Uite, aici arată mai mișto pantalonii lui Tommy față de cum se vedeau lui CJ dragi. e the they... adică, uitați și vă ce ciudat arată. Plus tricou mai au tipului ăsta, suit arată bine. Crea băie că eu am, e a doua când clipul că eu ca fraierul n-am apăsat pe filmare și nu știu dacă o... Am mai spus unele lucruri în clip sau nu, deci dacă mă repet îmi cer scuze. Aici am e mișto că a rămas efectul din... Uh, când ești cu motocicleta sau cu scuterul în San Andreas și bate vântul, îți haina haina pe tine. Mișto că au băgat chestia chiar de atunci, în 2004, în joc. You like din nou, arată ciudat grafica la textura așa la haine. Deci efectiv zici că e din silicon sau din cauciuc, așa pielea la unele personaje. Nu mai sunt degetele lipite să, când vorbesc personajele să facă așa. Cam ciudat vine diferența asta aici, dar oricum să n-am pretenții barcă, măcar o să-l rulez. Nu vreau să pară că sunt pretențios. Și deci cam asta e și acum ne zice frumos, elegant. 11 noiembrie, cât ar fi două săptămâni jumate probabil și o să-l avem pe PlayStation-uri, Xbox-uri, Nintendo Switch și pe PC. Sper să nu-mi dea ceva copyright că am reacționat așa, nu cred că o să-mi dea, sper. Acum să discutăm așa, că unii ziceți, uite, eu și un clip aici lângă mine, dar nu vedeți, poate mai apar unele mai jos. Asta e clipul Radal. Dar... Nu se vede de webcam meu, hai să-l las mai jos, dacă tot apur videoclipul ăla, asta cu modul, cum arată modat și cum arată pe Definitive Edition. Da, sunt moduri care fac jocurile astea trei să arate mult mai bine. Într-adevăr, bagi niște moduri de arată excepțional, de se mișcă gura lui Big Smoke când vorbește, dar decât să stai să instalezi atâtea moduri, măcar îți vin toate trei jocurile la pachet, măcar atât. Și cam atât a costă pe G2A, pe Eneba, 150 de lei, 160. Nu e mult. Pe trei jocuri care au făcut istorie. Și ne-au făcut copilăria mai frumoasă. Mie îmi convine că, după cum vedeți aici, cerințele de sistem, îl pot rula. Sper să pot face live cu el. Dacă nu, măcar episoade. O să mă joc pentru mine măcar, măcar atât. Avem așa cerințele pentru cei care vor să știe, să afle dacă le merg sau nu jocurile astea 3. Windows 10 pe 64 de biți. Eu aveam Windows 7 până ieri, dar datorită acestei chestii am trecut pe 10. Intel i5 AMD FX 6300. Ăsta este procesorul meu. Ceea ce e ok. Memorie. 8 GB de RAM. Am. Grafică. GTX 762 GB sau AMD cu tare de 3 GB. Eu am 1050 de 4 GB. Deci cu 1050 ti meu pot să rulez jocul fără probleme. Și spațiul de stocare 45 de giga. În cazul meu o să fie vreo 100 de giga. când al piratezi. E imaginea aici sau apoi instalul. Înțelegeți voi. Deci astea sunt cerințele de sistem. De rulat o să rulez jocul. Ceea ce este super bine. Sper măcar episode să măcar episoade să pot face pentru că OBS-ul consumă din resurse când îl folosesc. Și în legătură cu faptul că pot să instalez moduri, da, poate arată mai bine cu modurile băgate pe gta Classic. Dar țineți și voi minte câte baguri am găsit și eu pe GTA Bazuca, până și Codrin și-a luat crash când a făcut live cu GTA Bazuca. Măcar așa vine jocul stas și nu mai bagi nimic în el. Ca atunci când îți cumperi o mașină nouă față de o mașină veche. Mașina nouă ai luat-o, nu mai faci nicio treabă, doar îi bagi benzină să te ducă din A în B. Așa când îți iei o mașină mai veche și ai pretenții de la ea să fie mai bună sau are diferite stricăciuni. ai mai schimb niște piese, așa și la jocurile vechi când le modezi ca să arate mai bine. Adaug o mai de moduri, dar tot nu e, chestii, nu e ca ceva nou de la mama lui original și asta e partea bună. Pe lângă asta, presupun că avem direct, poate scăpăm de frame limiterul ăla sau măcar frame limiterul o să fie setat pentru 60 de FPS-uri, ceea ce o să fie super bine, că țineți minte că unele emisiuni le faci mai ușor în GTA San Andreas dacă ai frame limiterul activat. Avem clar suportul pentru wide și ultra-wide. Poate ați pățit și voi când ați vrut să vă jucați la un moment dat vreun GTA din ăsta vechi și aveați monitor wide sau ultra-wide cum am eu, să nu fie pe rezoluția monitorului vostru sau să fie imaginea întinsă așa. Deci aici deja avem suportul pentru rezoluție. Ce aș vrea eu să mai fie adăugat ar fi să pot să joc jocurile Windows ca să le pot pune pe live. Sper să meargă, să aibă suport de Windows. Dacă nu, iar trebuie să le bag în programelul meu ca să le fac Windows. Și cam asta ar fi comentariul meu. Deci de preț, cred că e foarte bun prețul. Adică... Cât ar veni în euro? 30 de euro? Am așa ar veni, vreo 30 de euro. 150 de lei. 30 de euro pe 3 jocuri într un singur. Probabil că sunt pachet, cum, sunt, cum e GTA 4 cu DLC-urile acolo grămadă, așa o fi și asta. Deci 30 de euro, 3 jocuri copilăriei. Cu grafică optimizată, grafică mai nouă, ea mai animat, dar tot arată mai bine comparație cu antichitățile alea de grafici cum le aveau astea vechi. Nu mai bagi moduri, e totul stas. Vă las pe voi să lăsați părerea vostru comentarii. Ce nu mi-a plăcut absolut deloc a fost aici, în garajul ăsta. Cum arată cu coana asta și salopeta tipului. Dar poate fi personaje mai puțin importante, dar ea nu arată bine. Oricum, să vedem cum stă treaba cu actorii vocali. I-am auzit un pic vorbind și sunt aceleași voci. Deci, colona sonoră. N-au schimbat-o. Poate cine știe, îmbunătățesc că e calitatea audio pe care o aveau în înregistrările alea. Că trebuie să le mai aibă. Să se audă mai bine. Și rămâne de văzut. Cum o să fie gameplay-ul și dacă o să aibă crash sau nu. Dacă o să crasheze. Sigur, nu o să se întâmple ca la GTA 4 de rulează uneori mai prost ca 5 -ul. Rămâne să așteptăm până pe 11 noiembrie. Care este părerea voastră despre GTA Trilogie? Vă aștept în secțiunea comentarii. Și din nou dacă vreți să Aflați dacă vă merge sau nu jocul Sau jocurile Căutați ce înțelegi sistem și vi le dă chiar pe Google la un, din primul search. Dacă le aveți pastea minime Sau dacă Să zicem aveți în loc de 8, aveți 7 GB de RAM, deși nu știu cum e posibil asta, dar aveți procesorul mai mare. E ok, compensează cumva. Mai era un site Game Debate, dar nu prea mi-l arată pe aici. Cred că n-au băgat pe Game Debate. E un site unde îți pui PC-ul și zice ce, în ce grafici joci jocurile. Dar mă rog, cam asta ar fi treaba cu trilogia GTA. Așteptăm să se lanseze oficial, să ne bucurăm de el. Și noi ne vom auzi data viitoare, probabil pe live mâine dimineață. Cealaltă tuturor și bucurați-vă de vacanță!